acest meci? Vă spun din start că mi-a fost o teamă de acest joc cum de mult nu mi-a mai fost, din foarte, foarte multe motive. Primul și cel mai important din punctul meu de vedere a fost faptul că nu am vrut să-l pierdem pentru a nu se spune că jocul și că victoria de la Pitești a fost o întâmplare. Eu știu foarte bine că n-a fost, pentru că echipa, după cum vedeți, eu zic că joacă, chiar dacă mai sunt foarte multe lucruri de pus la punct, dar joacă și în atac și în apărare, după niște principii clare. Însă dacă pierdeam, toată lumea ar fi spus, a fost acolo o întâmplare, noi am luat-o prea în serios și nu știu ce. Din acest motiv mi-am dorit foarte, foarte rău să câștigăm astăzi. Al doilea motiv, care de fapt este primul ca importanță, este cel legat de clasament și de faptul că mi-am dorit să unesc două victorii, una după alta. Ceea ce mi se pare, ceea ce este și va fi foarte greu, în continuare va fi să-i mobilizez pentru meciul de sâmbătă. Pentru că deja sâmbătă trecută am avut un meci foarte important, astăzi am avut un meci și mai important, nu știu ce să le spun sâmbătă, o să jucăm finala campionatului mondial, poate. Și să știți că este foarte greu să te remontezi, nu mai spun fizic, gândiți-vă că am avut doi jucători care au stat în teren 40 de minute. Pentru că, din păcate, în momentul ăsta nu avem soluții pentru a înlocui, însă foarte greu va fi, în primul rând, să remonteze mental. Uitați-vă la orice sport și o să vedeți că după ce o echipă participă într-o... are un meci foarte important pe care îl câștigă, următorul meci este unul mai slab. Noi deja am reușit două. Pe lângă victorie, sunteți mulțumiți și de jocul de astăzi? Da, sunt. Ce ați reușit să aduceți nou la această echipă? Zic eu că am reușit să jucăm după niște principii foarte clare în atac și în apărare, iar asta zic eu că se cunoaște 100%. Și în atac și în apărare, toată lumea știe ce are de făcut. Că mai sunt unele greșeli individuale, alea, cum să spun eu, nu sunt... nu țin neapărat de antrenor sau și... nu există jucător care să nu greșească, asta e clar. Însă mă bucur foarte tare pentru că echipa joacă după niște principii clare, ceea ce eu mi-am dorit. Am insistat extrem de tare și înainte acestui meci să jucăm organizat. Am avut niște probleme cu anumiti jucători din acest motiv, în sensul în care nu erau obișnuiți să joace așa ceva și sigur că le este un pic cam greu. Însă eu le-am explicat că numai joc organizat ne duce la o victorie, în special împotriva unei astfel de echipe, cum este Gladiator Cluj, care este o echipă, cu tot respectul pentru ei și pentru jucători, este o echipă, cum spun eu, ciudată. Este o echipă care se bazează foarte mult pe niște individualități, joacă fără niciun fel de presiune, ați văzut că aruncă mingea în sus, dacă intră bine, dacă nu iară bine, aruncă de la 10 metri distanță, dacă intră bine, dacă nu iară bine, dar de ce mai mult ori intră, pentru că sunt extrem de... joacă cu extrem de multă încredere în ei.